Cărui fapt datorăm prezența dumneavoastră astăzi la Reghin? Am primit o invitație de la domnul Gliga și am venit, bun, eram de mult curios să văd ce a făcut domnia sa aici și sunt și mai bucuros să constat că tot ceea ce mi-a spus este adevărat. Și tot ceea ce am auzit și din alte surse este, cum să zic, realitatea este mult peste ce mi-imaginam. E un lucru extraordinar și că sunt atât de mulți copii care vin și fac dans sportiv, care fac, practic, își organizează viața mult mai bine și e minunat să vezi că sunt atât de pricepuți, chiar de la vârste foarte fragede. Iar partea cealaltă, îndemânarea domnului Gliga și ce a reușit cu Viorile Gliga, practic e un brand. Deja eu zic că, nu știu, e o emblemă a orașului dumneavoastră. E un lucru extraordinar. Mă bucur că nu, în ciuda greutăților, nu renunță și se încăpățânează să meargă înainte și îl felicit. Și, nu știu, în măsura în care am să pot să și sprijin această activitate, o voi face. Cum vi s-au părut condițiile de aici pentru o școală din România? Bun, condițiile, dacă vă referiți la partea de dans sportiv, cred că aveți 5 săli de dans sportiv numai în acest perimetru. Ceea ce e bine, doar cu București mai puteți concura. În rest, cam îi depășiți pe toți ceilalți din România. Dar v-am zis, aici mai puțin statut, ci ambiția unui om. Da? Și un grup inimos de prieteni ai domniei sale care au reușit să facă lucrurile acestea. Deci condiții ar fi aici. Am văzut însă și grădinița de peste drum, care iarăși m-a impresionat, și modul de organizare, totul la locul potrivit. Deci toate gândite foarte bine și v-am zis, nu prea găsești nici în București condițiile astea. Deci, din punctul ăsta de vedere, eu zic că sunteți pe drumul bun. Acum... Ar fi aceasta o soluție, o asociere, un parteneriat între stat și inițiativa privată, chiar și când vine vorba de învățământ? Eu cred că da. Ăsta e un exemplu care ne poate convinge că așa ar trebui să fie. Și nu numai în domeniul învățământului, cred că în toate domeniile, cu cât extinzi mai mult parteneriatul public-privat, cred că asta va fi soluția pe viitor în România. Altfel, statul are din ce în ce mai puțin bani de investit. Nu știu, criza economică probabil că va mai dura, adică, sau, bun, în România după 89 a fost o criză permanentă, deci nu e o noutate, dar... Genul ăsta de inițiative, genul ăsta de împărțire de atribuții între stat și privat, cred că e soluția salvatoare. Și chiar am să dau exemplul de la Reghin în multe alte părți. Ce vă preocupă cel mai tare în acest moment? În acest moment, evident că mă preocupă și partea de tineret, cu tot felul de inițiative pe care încerc să le încurajez. Încerc să, alături de guvern, evident că nu eu singur, să găsesc soluții pentru a le oferi o zi de mâine mult mai bună decât cea de azi. Și în ciuda dificultăților, avem tot felul de propuneri, încercăm să îi ținem în România, încercăm să facem locuri de muncă mai multe pentru a avea locuri de muncă, încercăm să aibă un loc de muncă pe măsura pregătirii pe care și-o alege fiecare. Și pe partea cealaltă, partea sportivă, ce să zic, în afară de infrastructură, care o să mă întrebați când o să o construim și o să vă spun de fiecare dată că nu putem face într-un an ce nu s-a făcut în 23 de ani, dar o să facem, încerc să conving oamenii că e mai bine să dea copiii de mici să facă mișcare, că e mai bine pentru un trai sănătos și pentru o populație mult mai... sănătoasă și educată, și pe sportivii de performanță încercăm să-i direcționăm mai bine, încercăm să integrăm federațiile în politica ministerului și încercăm să facem, cum să zic, cât mai multe competiții și interșcolare și naționale și pe fiecare sport în parte, și va fi în toamnă un sport, o competiție la nivel național de toate de sporturi reunite, deci cum se făcea înainte de 89. Deci practic încercăm să dinamizăm activitatea, ceea ce va avea un, cum să zic eu așa, un impact și la nivelul părții de performanță, dar v-am zis și la nivelul populației, partea de însănătoșire. Cum se face că ați avut asemenea musafir astăzi? Cred că e o obligație
permanent a noastră, cel care este persoane publice în Reghin, să promovăm Reghinul, zona, ce se face în Reghin, să știe bine la București. Că Reghinul e deosebit, are copii buni, oameni harnici, oameni de artă, de cultură și cred că acest eveniment de astăzi, că ministrul tineretului și sportului Nicolae Bănicioiu, Nicu Bănicioiu, a fost prezent astăzi aici, e un eveniment și face parte din suita acestei promovări a Reghinului și a județului. Am înțeles că domnul ministru știa deja despre această școală din Reghin, avea informații. Deci e mare diferență între ceea ce auzi sau privești la televizor față de ceea ce poți să palpezi, să vezi practic cum se fac violele, practic ce copii avem, cum e școala noastră, cum e regiunul nostru. Deci faptul că sunt prezenți aici ne onorează și, cum vă spuneam, e o datorie permanentă să-i chemăm la noi. Doamna primar, se știe că la ușa unui ministru se stă mult timp, dar atunci când ministru vine la tine acasă, este ceva. Da, pot să spun că sunt norocoasă că primul ministru și mai mulți miniștri vin la Reghin și vin și în timpul lor liber și este minunat. Este la Sovata o tabără de vară pentru tinerii social-democrați și este invitat de onoare fiind încă președintele organizației de tineret al Partidului Social-Democrat și am fost invitată și eu acolo. Este o întâlnire zonală, vreo 5 județe sunt participanți și am venit să vadă și Reghinul. A fost foarte încântat și fără să realizez, am zis că nu veni nici la primărie, cu plăcere și uite că a venit și ne-a invitat să mergem la minister dacă trebuie să ne ajute și o face cu mare drag pentru că este un om deosebit de modest și deosebit de echilibrat și accesibil. Și eu ca și tine am crezut că cât de greu poți ajunge la un ministru, dar uite că nu e așa, dacă ești serios și dacă ești echilibrat în ceea ce pretins de la un ministru. Acum vă spun drept că nu l-am chemat ca să-i cer ceva. L-am chemat să ne onoreze cu prezența și în întâlnirile viitoare se va întoarce și către noi. Am înțeles că avea deja anumite informații despre Reghin, despre școala din Reghin. Da, este foarte bine informat. Mie mi se pare că este greu să știi totul despre un oraș, dar să știi totul despre o țară mi se pare aproape imposibil. Dar uite că toți miniștrii și toate personalitățile care au venit în municipiul nostru cunoșteau foarte multe lucruri despre el, uneori mai multe decât noi, pentru că îi interesează lucrurile deosebite și specifice. Și asta este un lucru bun.